Centrul de Cultură și artă al Județului Timiș dă startul celui mai așteptat eveniment al verii, Festivalul Etniilor ediția a 23-a 2024 la Muzeul Satului Bănățean duminică 16 iunie 2024 începând cu ora 16. Sârbi, bulgari, evrei, maghiari, romi, ucrainieni, slovaci, germani și macedoni vor recrea atmosfera Banatului de altă dată la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Într-un format nou, Festivalul Etnilor vă propune un eveniment divers cu ateliere de dansuri, karaoke, teatru pentru copii, atelier de amintiri, atelier de pictură, degustări de produse tradiționale, spectacol folcloric și multe surprize. Nouă etnii vor aduce pe scena de la Muzeul Satului Bănățean frumusețea costumelor tradiționale, a dansurilor și a cântecelor tradiționale. Iubitorii tradițiilor bănățene vor putea admira parada etniilor la ora 16. Teatrul pentru copii și să-și creeze propriile fotografii la atelierul cu amintiri. La ora 17, spectacolul debutează cu o horă la care sunt invitați toți participanții, iar concomitent, cei mai îndrăsneți participanți sunt invitați la karaoke și dansuri tradiționale, precum și la atelierul de pictură sau la degustarea de produse tradiționale din gastronomia multietnică bănățeană. Evenimentul este prezentat de Tania Stăvilă -Tunaș și este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, coordonat de Liliana Laichici, manager în parteneriat cu Muzeul Satului Bănățean și Teatrul Merlin, cu susținere financiară a Consiliului Județean Timiș.